Bună ziua din nou. Ce este de menționat e faptul că această decizie de condamnare a soților Adrian și Dan Anăstase a fost luată în unanimitate de cei 5 judecători ai completului de recurs de aici, de la instanța supremă. Foarte important este de asemenea că Adrian Anăstase de această dată a fost condamnat pentru luare de mită. E vorba de corupție de drept comun. De ce? Pentru că în celălalt dosar Adrian Năstase s-a apărat că a fost condamnat doar pentru finanțarea ilegală a unei campanii electorale, lucru care ar fi fost, de exemplu, Jacques Chirac, fostul președinte al Franței, a fost condamnat și el la închisoare cu suspendare pentru finanțarea ilegală a campaniei. Iată că de această dată, în acest caz, Adrian Năstase a fost condamnat pentru corupție pură, pentru luare de mită. Vă reamintesc, el a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare și la un termen de 5 ani de interzicere a unor drepturi, cum ar fi dreptul de a fi ales sau de a alege. De asemenea, soția lui, Dana Năstase, a fost condamnată și ea pentru complicitate la luare de mită la 3 ani de închisoare, însă instanța i-a acordat clemența și a suspendat această sentință. Deci Dana Năstase este condamnată în acest moment definitiv la închisoare, la 3 ani de închisoare cu suspendare. În același timp, instanța supremă a condamnat-o pe fosta șefa Inspectoratului de Stat în Construcții, cea care i-a dat mită lui Adrian Năstase, a condamnat-o pe Irina Jianu la 4 ani de închisoare cu executare și la un termen de interzicere a unor drepturi de 5 ani. De asemenea, instanța supremă a decis confiscarea prejudiciului, sumei considerată primită mită de familia Năstase, vorba de 630.000 de euro. Ei bine, toți acești bani, instanța a dispus astăzi confiscarea lor de la familia lui Adrian Năstase în părți egale. Trebuie plătită această sumă de către Adrian și Dana Năstase. De asemenea, instanța a obligat-o și pe Irina Jianu să plătească 80.000 de dolari și 5.000 de euro. Aceasta este sentința în celebrul dosar Zambaccian. Dosarul a început în urmă cu 9 ani. Iată că astăzi, 6 ianuarie 2014, avem un verdict definitiv în acest caz. Bun, ce urmează... Alexandru, te întrerup puțin. Haideți să facem o recapitulare. Ai spus tu în prima intervenție că Adrian Năstase urmează să facă închisoare în un an și 3 luni după ce, după primele calcule, practic. Da, cum spuneam mai devreme, Adrian Năstase a primit o închisoare, o pedeapsă cu închisoare de 4 ani cu executare. El are însă peste 60 de ani. Prin urmare, pedeapsa lui de 4 ani de închisoare cu executare se reduce la jumătate. Așadar, plecăm de la această premisă de 2 ani de închisoare cu executare. Ei bine, din acești 2 ani de închisoare cu executare, Adrian Năstase poate executa un an și ceva, întrucât el ar putea fi eliberat condiționat, așa cum s-a întâmplat și cu condamnarea trecută. Vă amintiți că în 2012 Adrian Năstase a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare și a ispășit 8 luni. Adică, exact cum spunea și domnul avocat Ioan Cazacu, Adrian Năstase a executat o treime din pedeapsa. Aceasta este legea în România. Eugen? Mulțumesc,